Cu toții avem vicii sau lucruri pe care știm că n-ar trebui să le facem, dar totuși nu ne putem abține. Face parte din natura umană, nu suntem perfecți și de multe ori în spatele acestor activități nocive se află traume și momente grele prin care am trecut, ce ne-au determinat să ne refugiem sub umbrela plăcerii scurte, dar dezastroase pe termen lung. E nevoie de curaj ca să renunți la aceste 6 lucruri despre care vom vorbi în videoclipul de astăzi, dar atunci când reușești, viața ta se va îmbunătăți semnificativ mai mult decât îți poți imagina. Hai să vedem despre ce e vorba. Primele lucruri la care trebuie să renunți neapărat sunt țigările și alcoolul sau, într-un cuvânt, drogurile. Eu n-am fumat niciodată și nici măcar n-am avut curiozitatea de a încerca. Sunt multe motive pentru care oamenii, în special adolescenții, se apuc de fumat și de consumat alcool. Așa cum am spus, nu sunt mulțumiți de viața lor și încearcă să se simtă mai bine, sau poate că amândoi părinții fumează și îi iau ca modele. Și mai e și componenta chimică, adică substanțele care acționează la nivelul creierului tău, lucru care îți îngreunează sarcina de a te lăsa. Așadar, drogurile ar trebui să intre la categoria nu te apuca niciodată decât la categoria lucrurilor la care să renunți, pentru că în acest caz este mai ușor să previi decât să tratezi. Sunt foarte importante modelele pe care le ai. Dacă părinții tăi fumează, ăsta nu e un model bun de urmat. Sau dacă rapperul tău preferat cântă despre cât de mult fumează el, la fel, nu e cool și nu e un model demn de urmat. Dacă suferi în momentul ăsta sau te simți trist, drogurile nu vor rezolva nimic. Te vor face să te simți bine doar pe moment, dar mai târziu vei regreta. Iar dacă te-ai apucat deja și ai creat o dependență, încearcă să o înlocuiești cu ceva mai bun sau măcar mai puțin nociv pentru tine. Dacă fumezi, încearcă o țigară electronică. Nu este același lucru cu lăsatul definitiv de fumat, dar măcar este mai puțin nocivă decât o țigară normală. Deși nu s-a făcut încă un studiu aprofundat, se pare că țigările electronice conțin mult mai puține substanțe nocive decât o țigară normală. Renunțatul la orice tip de viciu este o problemă complexă și trebuie să înțelegi că nu se rezolvă de pe o zi pe alta, trebuie să o iei pas cu pas. Caută un specialist în domeniu, un psiholog, un doctor care te poate ajuta. Eu nu am trecut niciodată prin așa ceva, dar asta aș face. Al doilea lucru la care trebuie să renunți este clubul. Lasă-mă să spun de ce cluburile sunt nașpa, cel puțin pentru mine. Nu poți vorbi cu nimeni doar dacă strigi, pentru că e muzica prea tare. E aglomerație și nici măcar nu poți să dansezi. O să siuie urechile a doua zi pentru că e muzica prea tare. Nu e cel mai bun loc pentru a agăța fete. Singurul beneficiu este că mai interacționezi cu prieteni sau cu cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult. Cam atât. Sunt alternative mult mai bune ca să interacționezi cu oameni. Poți să ieși la un club de jocuri, în parc sau chiar la o terasă. După părerea mea, cluburile sunt o pierdere de timp. Pe locul 3 avem filmele pentru adulți. Adevărul e că majoritatea oamenilor din era internetului au văzut cel puțin o dată în viața lor unul. Iar foarte mulți băieți, în special adolescenți, le urmăresc constant. E foarte ușor să intri pe unul, ești la 3 clicuri distanță și tocmai asta e problema. E de 100 de ori mai simplu așa decât să îți faci o prietenă cu care să ai o relație intimă. Iar această alternativă a filmelor pentru adulți te va costa foarte mult în momentul în care te maturizezi și habar n-ai să porți o conversație cu o fată sau să fii atractiv. Îți va fi foarte greu să găsești o relație și chiar să te căsătorești mai târziu, pentru că e un lucru foarte important în viața unui bărbat. Uite, nu filmele pentru adulți sunt cu adevărat problema, poți să te uiți cât vrei. Ceea ce vreau să spun este să renunți la a le vedea ca pe o alternativă pentru o relație cu o fată în lumea reală. Așa că folosește și partea bună a internetului, din care chiar poți învăța ceva. Sunt o grămadă de tutoriale și informații pe internet despre cum să te simți bine în pielea ta, cum să ai încredere în tine și să ai grijă de corpul tău. Chiar și sfaturi care te vor ajuta să ai mai mult succes cu fetele. Deci încearcă să folosești mai mult partea asta, cea pozitivă a internetului, decât să te refugiezi în partea filmelor porno. Al patrulea lucru la care trebuie să renunți este lenea. O metodă bună pentru a scăpa de lene este să-ți setezi zilnic obiective pe care să le scrii pe telefon, iar după fiecare obiectiv atins să te răsplătești, fie cu un joc pe calculator, un film sau orice preferi tu, ca să te relaxezi. Chiar dacă e vacanța de vară, asta nu înseamnă că trebuie să stai toată ziua tolănit în pat și să lenevești. Mai fă și ceva productiv din când în când. Al cincelea lucru la care trebuie să renunți: jocurile de noroc. Am fost de câteva ori într-o sală de jocuri sau la păcănele mai pe românește și e foarte frumos. Culori stridente, fete frumoase care să te servească cu băuturi gratis și jocuri din care să îți alegi. Ai zice că n-ai mai vrea să pleci de acolo niciodată. Eu am intrat acolo cu scopul de a mă distra. Am băgat 10 lei și nu-mi păsa dacă îi pierd sau nu. Am fost de vreo 4 ori în viața mea într-o sală de jocuri și, spre surprinderea mea, am văzut bărbați de 40 de ani cu probabil copii acasă care jucau pe sume uriașe. În primul rând, banii câștigați intrați acolo, ceea ce se întâmplă foarte rar, nu te vor mulțumi pentru că nu sunt bani munciți, nu-i vei ține mult. Nu te vor satisface și nu vei ține de ei și cel mai probabil o să cheltuiești pe prostii în comparație cu banii pentru care chiar ai depus efort și timp pentru a-i strânge. Și în al doilea rând, odată ce câștigi o rundă mare, vei deveni hapsân și vei vrea din ce în ce mai mult. Doar că mașinăria aceea este special concepută pentru a nu-ți da un câștig mare unul după altul. Și vei pierde și banii pe care îi câștigasei, dar și banii cu care ai venit. E ca o dependență, creierul tău îți spune mai bag o dată, o să câștigi acum. Dar când începi să pierzi și banii cu care ai venit, îți zici, mamă, trebuie să-i fac la loc. E un ciclu din care nu prea poți să ieși doar dacă ai conștiință de sine și spui stop, hai acasă. E ok dacă joci din când în când pe sume mici doar ca să te distrezi, dar nu e ok dacă devine o dependență. E valabil și pentru pariurile sportive. Și în final, al șaselea lucru la care trebuie să renunți, la irositul banilor. Renunță la a cheltui bani pe lucruri de care nu ai nevoie. De multe ori suntem tentați să cumpărăm tot ce iese nou, doar pentru că e nou, nu pentru că avem nevoie. Și nici măcar nu este un lucru care să ne ajute pe termen lung, este doar un moft. Este foarte important să investești în tine, adică în lucruri care te vor ajuta să evoluezi ca persoană. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EDvIce pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acesta fiind spus, eu am fost EDvIce sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu în rateu, pa, pa!